Hei, hei, ce faceți mai frumoși? Toate bune? Așa e că nici voi nu vedeți nimic. Îs curios dacă vedeți ceva. Tocmai de-aia am dat drumul la cameră. Bă, frate, sunteți ok? V-ați băut și voi cafeaua de dimineață? Bă, o duceam pe nevastă mea azi dimineață la servici. Fiți atenți aici. Un banner cât casa. Mă, banner de ăla zicea că e din galeria de fotbal. Și numele unei persoane. Cutare, cutare. Consilier de dezvoltare personală. Până aici am înțeles. Da, mă, ok, ești consilier de dezvoltare personală. Adică ce e ăsta? E unul care mă îndrumă pe mine. În carieră, în viață, și așa mai departe. Dar de dedesubt zice 20 de ani sau 30 de ani, nu știu cât scrie, de experiență ca judecător. Zic, opa, pe ce legătură are? De ce m-aș duce la unul care a, sau la una care a judecat oameni toată viața și i-a băgat în pușcărie? Bineînțeles, și-a făcut jobul și de judecător. Că ăsta e jobul unui judecător. Să dea sentințe să, și așa mai departe. Cam ăsta e jobul. Dar din moment ce i-a băgat pe ăia în pușcărie, la ce m-aș duce eu acum la un consilier de dezvoltare personală? Eu consider că asta e un fel de antireclamă. Părerea mea. Poate greșesc, bineînțeles, că nu am adevărul absolut și nu-l are nimeni. Hai că v-am arătat și priveliște. Ăștia cum strâng gunoaiele. Arată, fratilii vostru, mă! Așa, așa, luați în fața toți, grăbiți-vă! Sunt curios când a fost lockdown-ul, unde se mai grăbeau. Sau dacă bagă ăștia iar un lockdown, unde s-or mai grăbi? Sunt foarte curios. Uite, și inconștienții de serviciu. Da, mă. Deci asta am să spun, să vă spun în dimineața asta. Și să vă arăt și frumosul meu oraș cum arată pe ploaie. Că na, pe ploaie nu știu dacă vi l-am arătat până acum. Ia uite cum trece lumea pe roșu. N-au nicio treabă, mă. Ce treabă să aibă? De-aia e bună o cameră de bord. E bună o cameră de bord permanentă. Și am tot zis că-mi iau o cameră de bord, dar uite, amân. Și nu e bine să amân. Că sunt tot felul de cretini și de debili în trafic. Și e bine să ai cameră de bord, ce să mai vorbim. Așa sunt vremurile. Trebuie să ne adaptăm. Deci ce ziceți de faza asta? Consilier de dezvoltare personală și de sub 30 de ani de experiență ca judecător. I-a judecat pe aia toată viața și apoi vrei să-mi arăți dezvoltare personală mie. Eu cred că nu numai că e antireclamă. Numai că nu au nicio legătură treburile astea, dar sunt și... Și-a făcut un deserviciu, părerea mea. Părerea mea că și-a făcut un deserviciu. Unde s-or grăbi, mă, frate, așa?
Bă, ascultați-mă pe mine, dacă și cu mașina te grăbești, atunci când ești pe jos și n-ai posibilități, ce mai faci, mă, frate? Dacă cu mașina te grăbești. Ce faci tu când ești pe jos? Asta am învățat-o de la bunica mea, mă, săracul, Dumnezeu să-l ierte. Zicea, nu te grăbi, mă, niciodată. Întotdeauna să pleci mai devreme de acasă cu 20 de minute, jumătate de oră. Ca să nu trebuiască să te grăbești. Că dacă te grăbești, zicea bătrânul, puți, mă, că ajungi transpirând, transpiri. Și când te întâlnești cu persoana aia cu care trebuie să te întâlnești, te faci de căcat. Că ajungi puțin. Știa săracul ce spune, că a fost poștaș. Știi? Era înțelept bătrânul. A fost deținut politic. Pe vremea lui Ceaușescu l-a legat securitatea. Că a fost împotriva lui Ceaușescu, cum era odată. Ăștia tine nu știu. Dacă cârcotea împotriva regimului, rapid te legau. Hop! Și ai mei au avut de suferit toată viața pe chestia asta. Tot timpul au fost monitorizați de către regim. I s-au pus bețe în roate în carieră mamei mele, care și ea e profesoară, a avut numai probleme din cauza faptului că bunica mea a fost deținut politic. Tare moș oricum, n-a fumat o țigară toată viața lui. Deși a făcut pușcărie la Jilava. Inițial i-au dat sentință mare de 15 ani ca cârcotit împotriva regimului, dar a făcut vreo 2 ani și ceva la Jilava. Aproape 3. Știi? Și na. A fost coleg cu Radu Ghir, poetul închisorilor, poetul nepereche, eroul închisorilor sau ungerul închisorilor comuniste, despre care mulți zic că dacă nu l-o primau comuniștii, era un poet de talia lui Eminescu chiar. Bătrânul la 82 de ani, 83 de ani, îmi recita poezia lui Radu Ghir pe de rost, mă, și plângea săracul. Chiar în anul în care a murit, putea să facă chestia asta. Deși îți dai seama, când ești foarte bătân și aproape de moarte, ți se cam duce memoria și nu numai. E bine, al bătrân putea să facă chestia asta, bunica mea. Să recite din Radu Ghir pe de rost. Ceea ce nu-i lucru ușor. Mersi, mersi, apreciez. Da, fraților. O să vă fac eu niște povești altă dată despre niște povești adevărate, din păcate. Hei, gata, gata, am văzut, s-a oprit ploaia. Despre închisorile comuniste și despre ororile care s-au petrecut acolo. Mi-a spus bunica mea mii de chestii despre închisorile comuniste. Dă-te și tu mai îndreapta, că dacă dă vreo mașină în tine, nu te plătește patronul ăla la care lucrezi, stai liniștit. Te crezi în jocuri video. După
ce că a parcat ampulea, mai stătea și el în mijlocul străzii. L-ați văzut și voi. Nu știu, bă, frate, unii oameni nu gândesc, mă. Pentru unii e greu să gândească, pur și simplu. Dar nici așa chestii esențiale de supraviețuire, știi? Că nu m-ar mira dacă n-ar gândi, na. Mă rog. La trebușoare mai complicate. Dar nici așa, mă, de supraviețuire nu gândești. Că la mintea cocoșului, mă pun în mijlocul străzii, dă un idiot cu mașina mine. Și mă face țândări. Da. Poate de-aia ar fi bine și știrile de fel și fel de cazuri. Bă, voi mai vedeți ceva, mă, sau s-a aburit ăsta de tot? Ha? Ia ziceți. Duceți-mi un semn. Dați, ciocăniți puțin în ecran. Mai vedeți ceva sau s-a aburit de s-a făcut praf? Acum zic să ne retragem și noi omenește spre o cafea. Nu? Cam așa trebuie, să ne și respectăm puțin în viață. Ai nevoie și de asta în viață, nu numai de muncă. Muncă, stres, stres. Nu, frate, în viață trebuie să te respecti. Să te prețuiești tu pe tine. Ce tare o tala. Cu ochelari, nu știu dacă a zis. Cu ochelari de soare, yeah, man. Cu pleată și cu biscuite în gură. Sau ce avea, o Eugenie, nu știu. Tare om. Dezinvolt. Cum vă ziceam, în viață trebuie să te și respecti, mă. Să-ți bei câte o cafea, să te îngrijești de tine, să... Să fii vesel, să fii optimist. Cam pe principiul ăsta merg eu. Să fii pozitiv. Atât cât poți. Că dacă stai numai cu grijile morții în cap, cu ce-o fi, ce-o să se întâmple, vai, aoleo, am frică de teroriști, am frică de Al-Qaeda, am frică de virus, am frică de doctori, am frică de cutremure, de vreme, de... Păi trăiești. Trăiești în frică. Aia nu mai e viață, aia e bătaie de joc. Unii aleg să trăiască așa, într-adevăr. Unde te grăbești, gogule? Ce arde, ce arde? Explică-mi și mie. Când eram toți închiși în casă, te mai grăbeai așa? Sau ce se întâmpla atunci? Hmm? Vă pupă fratelii vostru. Uite unde se grăbea, să parcheze pe trecere. Acolo se grăbea omul meu. Cum ziceam, vă pupă fratelii vostru și ne vedem la următorul vlog. Vă urez o zi minunată, toate cele bune, să fiți sănătoși și pace și liniște sufletească, mă, fraților. Că eu zic că e foarte important. Să avem liniște sufletească. Numai bine, v-am pupat.